Vă invit cu respect să stăm ridicați înaintea Domnului și să deschidem Scriptura la 1 Corinteni, la capitolul 14 și să citim de la versetul 12 în jos. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești să căutați să le aveți din belșug, în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altminter, dacă aduci mulțumiri cu duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică Voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă. Amin. Vă rog frumos și vă invit cu respect să luați locurile. Înainte de a începe cuvântul Domnului, vestirea cuvântului, vreau să vă spun că a fost dată și o descoperire. Am sunat la cineva în țară, la un frate cu care țin legătura și era îndreptat cuvântul prorociei, în special pentru tineri și Domnul spunea că trebuie, da, nu numai la tineri, asta ne sună la fiecare, sfințire personală. Domnul să ne ajute la aceasta. Dar mai mult, pentru tineri, spunea Duhul Sfânt că unii Vin la stăruință împinși de părinții lor. Du-te și tu să stăruiești. Și el nu se implică așa de tare, pentru că de fapt nici nu-și dorește ca Domnul să-l pecetluiască cu Duhul Sfânt. Și se întoarce acasă, spune, mamă, tată, asta este. Domnul n-a vrut, dar de fapt el nu s-a implicat. Asta a spus-o Duhul Sfânt și înclin să cred că este așa, pentru că Duhul Sfânt nu greșește, Vreau să vă spun că în țară a fost un caz al unui frate care stăruia și el, era mai tânăr, stăruia după Duhul Sfânt și stăruia așa ca și cu gura altuia. Vorbea foarte încet, se ruga foarte încet. Și într-o noapte a avut un vis că el lucra în construcții la fațada unei case și s-a trezit că cineva i-a luat schela nu mai avea. El era deja pe un geam acolo, lucra ceva și când să se întoarcă, să coboare de pe locul acela, de pe fereastra respectivă, mai nu mai era schela. Și a început să strige, schela, schela, scara, dați-mi ceva. Și o voce i-a spus în vis, așa strigi și la stăruință, cum strige aici după schelă. Și s-a trezit. Și când a mers în următoarea zi, el striga mai mult decât toți. Domne, botează-mă, botează-mă! Și Domnul a venit și la a lui. Dar l a întrebat frații ceilalți, mă, dar ce s-a întâmplat cu tine? Păi uite ce vis am avut. Domnul mi-a dat o lecție că la stăruință trebuie să stăruiesc. Domnul să ne ajute la aceasta. Închid paranteza. Haideți să discutăm puțin despre lucrarea asta pe care noi o iubim, și nu numai noi, și frații baptiști o iubesc, și alții o iubesc, lucrarea Duhului Sfânt. Dar, în special, să vorbim despre darul vorbirii în alte limbi, implicații, complicații și pericole. Darul vorbirii în alte limbi, implicații, complicații, pericole. Mai întâi de toate, mergem pe ideea de definire, de terminologie, de clarificare a terminologie și să știți că darul Duhului Sfânt sau darul vorbirii în limbi ca termen termen nou testamentar glosolalia, apare de 35 de ori în Noul Testament, în Scriptură de 35 de ori și el apare de multe ori în sintagme ca limbi noi, Marcu 16 alte limbi felurite limbi, în fapte și în 1 Corinteni, sau limbă scurtă, așa și simplu, limbă sau limbi. 1 Corinteni 14 este textul pe care noi deja l-am citit. Al doilea lucru pe care îl amintesc în dreptul acestei definiri a terminologiei, vorbirea în limbi este o abilitate supranaturală dăruită omului de Duhul Sfânt, prin care omul poate să comunice într-o limbă străină necunoscută vorbitorului. nu complicat să știți ceea ce am spus acum. Mai o abilitate, îți dă Dumnezeu un dar, asta înseamnă abilitate, nu e de la tine, e ceva supranatural, e ceva venit, natură înseamnă tot ce vezi, tot ce poți să simți. Da? Supra natură înseamnă ce e deasupra, deasupra naturii. Și vine de sus cineva, de la Dumnezeu, vine Duhul Sfânt, vine chiar Dumnezeu, că Duhul Sfânt este Dumnezeu și îți dăruiește abilitatea asta să comunici în altă limbă pe care tu nu o cunoști. Eram copil și în câmpia turzii unde am crescut, era un frate foarte nervos. Într-o zi a ieșit fratele acesta foarte supărat, foarte nervos, mergea acasă îmbufnat. S-a oprit în dreptul lui Tata meu. Și a zis, de ce ești supărat, frate? Băi, zice, eu știu trei limbi. Știu românește, ungurește și țigănește. Zice, ăștia nu m-au lăsat să vorbesc în alte limbi. Păi mă, omule, tu le știi sau nu le știi? Păi le știu. Măi, dar nu e asta vorbire în altă limbă. Mai veneau de la voi, de aici, din America, prin țară, tineri și să rugau în engleză. Și bătrânii strigau, aleluia, că credeau că au venit Duhul Sfânt. Ăștia se rugau mai cu foc. Unii că le era dor, le era dor să vină în România, să se roage, să scalde așa în putere, în rugăciune. Să rugau mai cu foc. Și să bucura unii, zicea, mă, au venit, mă, ăștia și numai limbi vorbesc. Dar vorbeau în limba engleză. Vedeți, vorbirea, darul vorbirii în alte limbi, este un dar supranatural, o abilitate pe care Dumnezeu ți-o dă și tu vorbești într-o limbă pe care nu o cunoști. Nu o cunoști. Și ce vorbești? Amintiți-vă, în fapt, în capitolul 2. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Astea se vorbesc în altă limbă. Această comunicare, această limbă dată de Duhul Sfânt pe care nu o cunoaștem noi. Poate să se transpună fraților și surori într-o rugăciune, auziți? Într-o rugăciune, într-o rugăciune. Un tânăr din județul Alba a fost foarte curios, tot repeta în rugăciunea lui niște cuvinte în altă limbă. Și a mers undeva la un traducător care știa mai multe limbi și a zis, uite, le-am scris aici pe o hârtie, dacă poți, explică ce am zis, ce zic. Era o limbă asiatică în care tânărul acesta, știți ce spunea? Tu, tu Dumnezeule, ești ceea ce-mi lipsește. Au zis ce frumos se ruga copilul ăsta, dar Duhul Sfânt se ruga în el, el habar n-avea ce se roagă. Am fost de față odată cu un frate, era un frate la noi din Albini, din Cluj, se ruga în limba engleză, el nu știa limba engleză. Dar se ruga o limbă engleză arhaică, ca pe timpul lui Shakespeare, și spunea, tu mi-ai frânt inima Dumnezeule, tu mi-ai câștigat inima. Așa se ruga în limba engleză și el nu știa, dar avea lacrimi în ochi. Și asta se ruga Duhul Sfânt prin el. Vedeți, poate să fie această comunicare spirituală cu lumea de dincolo, cu Dumnezeu. Poate să fie o rugăciune. Sau poate să fie, fraților, un mesaj public adresat unui auditor, chiar dacă poate e o persoană, două sau mai multe, nu contează, dar poate să fie un mesaj profetic pe care celălalt să-l înțeleagă. În povestea zilele trecute, l-am provocat pe un frate din Phoenix să-mi repovestească. Mi-am amintit că în țară mi-a spus întâmplarea asta. Unchiul lui, era un evreu mesianic, a fost dus pe vremea comuniștilor din Israel, în Germania, ca să fie ajutat de niște biserici de acolo, să-l ajute financiar. El făcea o evangelizare frumoasă de la om la om, mulți se pocăiau prin el pentru că avea daruri de la Duhul Sfânt și a fost dus în Germania și trei păstori unul din Germania și doi din Elveția au trecut frontiera, granița dintre Elveția și Germania, să rezolve ceva, și pe fratele ăsta l-au lăsat acasă la unul dintre păstori cu familia. El și-a luat Biblia. Avea o Biblie în limba germană și știa puțină germană. Și a început din Biblie să citească în germană și să vorbească. Și-o vorbit mai mult de o oră. Și când s-au întors cei trei păstori, au întrebat-o pe soția, pe gazda, pe soția unuia dintre ei. Cum te-ai înțeles cu Filip? Că ăsta nu știe franceză și tu știi numai franceză. A zis, nu știu ce s-a întâmplat, oameni buni. Dar o oră și ceva mi-a predicat în limba franceză, într-o limbă franceză curată, ca lacrima. Și s-au dus și l-au sculat pe bătrânul care dormea. Și-au început să-i spună în franceză. Ridica din numeri, habar n-avea, nu știa. Și atunci au dat-o iarăși pe limba lui, și au vorbit în engleză și l-au întrebat în germană ce s-a întâmplat. Zice, eu nu știu ce s-a întâmplat, eu am vorbit în germană, zicea el. Pe mă, omule, tu ai vorbit în franceză. Nu, am vorbit în germană. El nici măcar nu știa că Duhul Sfânt, și o să ajungem imediat să vedem, probabil că și-o fi dat el seama la un moment dat, este un caz atipic. Am întâlnit multe cazuri, cazul ăsta e atipic. Dar vedeți? Duhul Sfânt poate printr-un om să transmită un mesaj. Și mesajul acesta e un mesaj minunat, deosebit. Sora din Elveția, de atunci încoace, câtă vreme a trăit și a putut și a avut putere, făcea pelerinaj, așa cum fac alții, la Meca, se ducea în Israel, în Ierusalim, să-l caute pe fratele Filip și să se bucure de slujirea lui. Zice, ăsta e omul lui Dumnezeu care într-o zi mi-a predicat mie în limba franceză. Haideți să mergem mai departe și să vedem un pic distinția între vorbirea în limbi ca semn și vorbirea în limbi ca dar al Duhului Sfânt. În teologia noastră penticostală, fraților și surorilor, noi facem distinție. Mulți nu fac distinție între semnul vorbirii în alte limbi și darul vorbirii în alte limbi. Dar noi facem distinție între aceste lucruri. Semnul funcționează ca dovadă a sigilării, a pecetluirii noastre cu Duhul Sfânt, și poate să se materializeze într-o vorbire, într-o seară, să zic, și apoi să nu mai vorbești. Se poate întâmpla să-ți dea Dumnezeu un cuvânt sau două și pe astea să le tot repeți când vine puterea Duhului peste tine, când te cercetează Domnul, dar nu să n-ai mai multe cuvinte. Acesta este semnul darul vorbirii în altă limbă se materializează așa cum spunea un frate de lângă Câmpia Turzii, fratele Tiut de la Luntani zice, m-am dus la fratele Lazar în Borhanci vedeți, eu vă, vă spun la mulți dintre voi dintre cei tineri, de oameni care au plecat dintre noi dar experiențele astea au rămas și sunt frumoase și merită să le auziți s-a dus la fratele Lazar din Borhanci și vreau să vă spun într-o paranteză, toți sunt acum îngroziți de cutremurul din Turcia. Fratele Lazar din Borhanci a văzut prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cutremurul din România, din șapte 7 l-a văzut cu câteva săptămâni înainte, a văzut un cal uriaș care a lovit cu copita în pământ și s-a stricat o roată, economia țării s-a stricat și asta a văzut-o fratele. Și așa s-a întâmplat. Și închid paranteza. Fratele Tiut s-a dus la omul acesta și omul ăsta s-a uitat la el și a zis, știi ceva? Ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Nu! Mi-a arătat Domnul că din cer cobora la tine o panglică și pe panglica asta erau scrise cuvinte, cuvinte, cuvinte și tot venea, și tot venea, și tot venea și nu se mai terminau cuvintele. Și a venit vremea în care fratele Tiut să fie sigilat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și a zis că a vorbit, a vorbit, a vorbit și se dădeau tot alte și alte și alte cuvinte și alte limbi. Asta înseamnă darul vorbirii în altă limbă, fraților. Dar merge mai aproape de textul nostru pentru că trebuie să distingem între vorbirea ca dar și vorbirea ca semn. Vorbirea ca semn și vorbirea ca dar, ambele sunt supranaturale. Ambele vin de la Duhul Sfânt. Asta e foarte clar. Al doilea lucru. Al doilea lucru. Vorbirea în altă limbă ca semn este caracteristică tuturor celor botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar vorbirea ca dar este doar a celor care au acest dar. Deci, să recapitulăm, să simplificăm. Toți cei care vorbesc în altă limbă au vorbirea ca semn, o au. Toți cei care vorbesc în altă limbă. Dar deosebirea este că cei care vorbesc, spuneam, cu diferite cuvinte, cu multe cuvinte, cu dialecte spirituale, că sunt limbi îngerești sau dialecte pământești, oamenii aceștia au darul, ceilalți nu l-au, au doar un semn. Apoi Vorbirea ca semn poate să fie folosită în rugăciunea privată. Nu trebuie să oprești tu biserica și să vorbești două, trei cuvinte, să blochezi circulația, cum zicem noi, și apoi să pornească mai greu. Nu, 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 nu e nevoie, nu e necesar. Pentru că tu ai un semn, dar. Vorbirea ca dar al lui Dumnezeu, vorbirea în limbă ca dar al Duhului Sfânt. Poate fi utilizată în rugăciunea publică cu tălmăcirea limbilor. Se poate lucrul acesta să fie folosită plus vorbire în altă limbă ca dar al Duhului Sfânt plus tălmăcire. Asta se poate. Apoi, vorbirea în limb ca semn Poate să conțină rugăciune, mulțumire, laudă, cum spuneam de tânărul acesta, tu ești ceea ce îmi lipsește. Vorbirea în limbă ca dar a Duhului Sfânt poate să conțină mesaj profetic, fraților, mesaj profetic. Vorbirea în limbă ca semn mă zidește pe mine însumi. Și Pavel de aceea spunea, vorbește în limbi mai mult decât alții. Probabil aici era și un dar al Duhului Sfânt, al vorbirii în limbi prin Duhul Sfânt. Dar vorbirea ca dar a Duhului Sfânt aduce zidire sufletească bisericii, bineînțeles atunci când este folosită cu tălmăcirea limbilor. Sunt și cazuri, am întâlnit un caz interesant. Undeva în satul Gelu, de lângă satul Mare, am fost în misiune acum vreo 16 ani, și avea o poveste așa frumoasă, fiecare biserică din țară și de aici are povestea ei frumoasă. În biserica lor era un bătrânel care era folosit de Dumnezeu la cote înalte în timpul comunismului. Prin el se făceau vindecări, se făceau eliberări. Prin el se făceau lucrările lui Dumnezeu. Și comuniștii au însărcinat pe trei bărbați din partea Ministerului să meargă și să oprească lucrarea din satul Gelu, așa se numește satul acela. Să oprească lucrarea, să pună, dacă e cazul, lacăt pe biserică. Asta le-au spus. Și ei s-au dus. S-au așezat în partea din spate a bisericii, stăteau acolo, au primit o vizită așa din față, slujiți cu ceva, sunteți frați? Nu, 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 am venit numai să vedem ce se întâmplă. Și stăteau acolo, observau tot, înregistrau tot, urmau să facă dosar și să închidă biserica. S-a făcut o rugăciune. A fost o rugăciune mai aprinsă, au fost și vorbiri în altă limbă. Când s-a terminat rugăciunea, bătrânelul a început să vorbească în alte limbi. Și a vorbit, și a vorbit, și a vorbit și a spus amin. Nu i-a dat Dumnezeu nimic în limba română. Nimic. S-a pus jos, biserica s-a mirat, nu știm ce s-a întâmplat, asta e. Dar unul din cei trei s-a schimbat la față, s-a făcut alb la față și le-a zis la ceilalți, afară, ieșim afară. Și au ieșit. Când au ajuns afară, au zis, ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Băi, oameni, eu nu v-am spus niciodată. Eu sunt copil din familie de evrei. În fiecare dimineață tata vorbea în limba ebraică veche rugăciunea pe care a rostit-o bătrânul ăsta aici, în biserica asta. Bătrânul ăsta mi-a zis rugăciunea copilăriei mele în limba ebraică. Băi, cu oamenii ăștia ai Dumnezeu, lăsați în pace și plecăm. Și au plecat. O poveste frumoasă, poveste frumoasă. Slăvit să fie Domnul! Haideți să mergem mai departe, am citit versetul 14 din textul nostru. În 12 spune să râvniți, să râvnim după darul duhovnicești. Și aici iarăși vreau să precizez ceva. Am întâlnit în Cluj la semafor, eram copil chiar, eram licean m am întâlnit pe un frate și era foarte nervos. Stătea la semafor și m-am întâlnit cu el, am dat pacea Domnului, ce mai faci frate? E nervos, măi, zice. Dar de ce? Ești nervos pe păstorii de pe albini. Atunci era fratele Vereș încă pe albini. Ești nervos, mă, pe Vereș. Și zic, ce o să rezolv dumneata? Abia aștept, zice, să primesc darul de prorocie și să mă duc să-i la Vereș. Am zis, nu o să-l primești tu niciodată, frate, dacă așa gândești. Versetul 12, s-a bazat omul ăsta pe versetul 12, l-a scos din context și știți lucrul acesta, text scos din context înseamnă pretext, deja nu e mai ceva ok acolo. L-a scos din context și doar el ce citea aici? Tot așa și voi, dar el n-a citit voi, a citit tu, a citit la singular, dar aici la plural, uitați-vă, tot așa și voi. Aici Pavel se adresa unei comunități fraților. Nu se adresa unui om. Pentru că mie îmi vine gândul, nu? Să primesc dar de minuni, să sară din căruț. Omul gata, vreau să-l primesc. Dar oare mi-l dă mie? Nu știu. Nu știu dacă vrea Domnul, că El e sursa. El dă. Cui voiește, cât voiește, cum voiește. Dar uitați-vă aici. Tot așa și voi, comunitatea din Corint, fiindcă răvniți după daruri duhovnicești, să căutați, să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Esetul 13 și apoi 14. De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă dar mintea mea este fără rod. Versetul 15, îl recitim pentru că vreau un pic să zăbomim aici. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă rog și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Despre ce lucruri vorbește Apostolul Pavel aici? Haideți să vedem puțin și să punem o întrebare. Ce sens are formula aceasta? Mintea este fără rod. Pentru că vin unii oameni și ne acuză chiar din rândul evanghelicilor și spun că noi aiurăm și că mintea noastră, nu știu, bate câmpii și noi ca într-o stare de transă, cum stau ăștia din India și stau așa și imediat prorocesc, bolborosesc și vorbesc ei ale lor, ale diavolului. Și unii vin și spun, și voi faceți la fel. Nu, 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 nu. Fiți atenți, lor.” Miltia este fără rod, o să ne referim imediat la asta, dar vreau să fac câteva precizări. Cel ce vorbește în altă limbă ca și cel ce prorocește, este în deplină stare de conștiință, fraților. Duhul prorocului e supus prorocului. Așa este și duhul celui care vorbește în altă limbă, e supus, e acolo, n-a dispărut, nu dispare, nu migrează. Apoi a doua precizare, și pot să vă dau și versete, dar vreau să trecem rapid. Cel ce vorbește este conștient de sursa prin care Domnul vine și îi dă vorbirea în altă limbă. Am văzut și aici la dumneavoastră, la stăruința după Duhul Sfânt, erau unii care erau cam fricoși, alții se tot rugau, Doamne iartă-mă, sânge, 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 sângele lui Isus. Pe mai omule, dacă aici e prezent Duhul Sfânt, dacă aici e prezentă jertfa lui Hristos, dacă Duhul Sfânt face eficientă jertfa lui Hristos pentru tine, dacă te-o spălat într-o zi Iisus de păcate, dacă tu te-ai simțit iertat, spălat, eliberat de păcate, următorul pas este să vină Duhul Sfânt și să-ți dea exact așa cum ai primit darul iertării. Îți dă darul vorbirii în altă limbă. Nu-i complicat. Deloc nu-i complicat. Ok, am primit un cadou, nu ăsta e cadou, mi l-o dat, am deja iertarea, o simt, o, o văd, o, este în viața mea. Și vine Domnul și spune, mai dau ceva, mă vrei? Doamne, dai prea sfânt darul ăsta, dar eu nu pot, cum e asta? Nu-i nici cum. Mintea fără rod. Cel care vorbește în perfectă stare de conștiință, este conștient de sursa vorbirii și este conștient de supunerea voinței sale față de Duhul Sfânt. Nu pot și am întâlnit cazuri, fraților, și astea sunt cazuri rele, cazuri din minus, dacă vreți, din, din axa minus a experiențelor creștine. Cazuri în care cineva vorbea, 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 dar vorbea obraznic în altă limbă. O să vedem probabil mai târziu și partea asta. Nu! Eu trebuie să-mi supun voința mea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, să-mi dea El ceea ce vrea să-mi dea. Nu eu, nu eu fabric, nu eu inventez cuvinte, unii asta ne spun, voi inventați, nu inventăm nimic. Noi avem o barieră a rațiunii, avem o barieră a rațiunii. În momentul ăsta sunt conștient că aici e un pic cald și că sunt un pic transpirat, asta e conștiința mea, asta îmi zice rațiunea mea. Dar dacă îmi vine un gând în mintea mea și îmi spune, oh, tu ești pe malul mării și suflo o briză, îl respind pentru că bariera rațiunii mele funcționează. Atunci când mă duc și stăruiesc după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vine și îmi spune, știi ceva, mai renunță un pic la bariera rațiunii tale, lasă-mă pe mine să iau controlul vieții tale. Eu vreau să-ți preiau mintea ta, ființa ta întreagă, duh, suflet, trup, vreau să le iau pe toate în stăpânirea mea, vreau eu să lucrez prin tine, vreau eu să vorbesc prin tine, vreau eu să acționez prin tine, vrei sau nu vrei? Și tu zici, Doamne, dar mi-e frică! Cum să-ți fie frică? Versetul 14. Sunt cel puțin trei niveluri, trei niveluri, fraților și surori, trei niveluri, în lucrarea aceasta a vorbirii în altă limbă. Nivelul 1 este absența înțelegerii. Vorbesc acum pentru cei pe care Domnul deja i-a pecetluit în zilele trecute și altă dată. Versetul 14, absența înțelegerii. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă minte mintea ai fără rod. Ok, dar poți face ceva mai mult, să treci de la nivelul 1 la nivelul următor. Nivelul ăsta se numește nivelul absenței înțelegerii, mintea e fără rod. Tu stai aici și te rogi în altă limbă și cu gândul tău, cu mintea ta te duci. Oare ce o fi pe acasă? Oare ce se întâmplă? Nu știu unde. Eram un copil și o soră din biserică s-a încurcat în timp ce se ruga. Ea mulțumea pentru ziua respectivă, era duminică și și-a mintit ceva. Și au zis ce au zis în rugăciune. Vai, sarmalele mele. Și-o rugăciunea. De ce? Gura ei vorbea ceva și mintea ei era în altă parte. Și vine aici Pavel prin Duhul Sfânt și știți ce spune? Nivelul ăsta e nivelul absenței înțelegerii du-te la nivelul 2. Care e acesta, Doamne? Versetul 15. Ce-i de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Ce înseamnă asta? Asociere, fraților, auziți, asociere. Înseamnă că mintea mea e undeva aici în spate, Duhul vine și vorbește prin mine și vorbește și vorbește cuvinte în altă limbă și Domnul zice, du-te la nivelul 2, nu rămâne la nivelul 1. Nu te gândi la prostii cu mintea ta, măi, că așa e mintea ca un calm Se duce, și caută de lucru. Asta e mintea noastră. Trebuie să... De ne-o ne -o Dumnezeu cu rațiune. Rațiunea trebuie să caute ceva. Și Domnul zice, nu, 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 du-te la nivelul 2. Asociază. Ce să asociezi, Doamne? Mintea cu Duhul. Dar ce să fac, Doamne? Păi în timp ce gura ta vorbește lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și îți dă Domnul cuvinte în altă limbă mintea puneți-o la lucru la contribuție și în mintea ta chiar dacă poate nu coincide ce se roagă Duhul, cu ce te rogi tu în minte. Dar poți să zici, Doamne, în mintea ta, ai milă de cauza sorei cu tare, ai milă de biserică, ai milă de păstor, ai milă de cutare, rezolvă cu tare, rezolvă cu tare. Și la un moment dat să te rogi și să spui, Doamne, aș vrea, dacă tu vrei, dacă tu consideri că așa e bine, aș vrea tu să-mi explici ce este acolo în cuvintele alea minunate. Aș vrea să le înțeleg și eu, Doamne. Și atunci se produce trecerea la nivelul 3. Inspirația profetică, uitați-vă, voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea, versetul 15. Deja mergi la nivelul 3. Am cunoscut lângă Cluj, în Apahida, pe o soră care venise de la baptiști, din zona Zalăului. Sora s-a mutat prin căsătorie, era o femeie serioasă, o femeie care studia Biblia. Studiul biblic a făcut la baptiști de când era la grădiniță, știa foarte bine Biblia. Și în Apahida nu era biserică baptistă și n-a avut de ales. A mers la Pentecostal. Ei, când a mers acolo, a auzit de stăruință. Măi, dar ce-i aia? Că eu n-am auzit la frații baptiști. Și i-au explicat frații, te pui pe genunchi, te rogi, îți curățești, îți sfințești viața, Domnul te sigilează. Într-o zi mărturisea ea și spunea, m-am rugat, și m-am trezit că nu mai eram acolo, în fața scaunului unde m-am dus cu minte și m-am rugat. Și fața mea era într-o altă direcție, eram pe undeva pe lângă frigider, nu știu ce s-a întâmplat, cum de-am ajuns acolo și m-am speriat. În plus, zice limba mea, parcă voia să rostească ceva și am oprit-o. I-am zis, stai cu minte acolo. Și m-am dus la biserică. Speriată. Fratele Prezbiter a fost inspirat de Domnul și a explicat foarte simplu. Soră, drag, da, atunci când erai cercetată de Domnul, când zici că te-ai speriat, ce ai simțit înăuntrul tău? Frate, am simțit o pace adâncă. Pe tu nu știi că roada Duhului din Galaten 5 e dragoste, e bucurie și apoi e pace? A venit Duhul Sfânt să te viziteze, Domnul a vrut să te sigileze, lasă-l pe Domnul să vorbească prin gura ta. Și a mers acasă bucuroasă. Și când a ajuns acasă, a stăruit, a stăruit și a venit dintr-o dată puterea lui Dumnezeu și a pecetluit tot Domnul cu Duhul Sfânt și a dat vorbire în altă limbă. A ajuns la nivelul 1. Dar nu s-a lăsat. Vedeți, a învățat-o, Marele Învățător, Duhul Sfânt, ce să facă mai departe. Și-a început cu mintea ei, în loc să alerge prin alte părți, să se roage în mintea ei, gura ei vorbea cuvinte în altă limbă și mintea ei era așa, Doamne, Tu știi că eu sunt așa de nepriceput, am venit de la frații baptiști, are cine să mă îndrume. Te rog frumos, Doamne, explică-mi și fă ca și gura mea, în limba română, să-mi să spună ceva, să înțeleg ce vorbește Duhul Tău în altă limbă. Și dintr-o dată se oprește vorbirea în altă limbă și gura ei începe în limba română. Nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri? Și că ați fost răscumpărați cu un preț? A fost traducerea e așa înțeles, traducere la cuvintele în altă limbă pe care le-a dăruit Duhul Sfânt. Și din momentul acela, femeia asta a devenit vas de lucru, un om al lui Dumnezeu deosebit. Fraților, nivelurile acestea de maturitate spirituală în practicarea vorbirii în altă limbă nu sunt departe de fiecare dintre noi, să nu ne plafonăm. Povestea fratele Negrușer, păstorul nostru, pe care îl regretăm și astăzi, a plecat la Domnul la o vârstă destul de, așa cum a fost, 62-63 de ani. Omul acesta povestea că în tinerețea lui s-a dus la biserică, la Maieru, în județul Bistrița, Năsăud. Și era acolo un frate care a început să se roage în altă limbă și apoi să cânte în altă limbă. Și lângă el altul, și apoi altul, și o soră, și altă soră. Și când i-a numărat, erau 42 de persoane care vorbeau, cântau de fapt, în aceeași limbă, cu aceeași melodie și nu greșea nici unul. Toți cântau, uite așa, uite așa, uite așa, cântau toți. 42 de persoane. Cine poate să facă un astfel de cor fraților? Cine poate să aducă astfel de, de trăiri sufletești în alte, în biserica lui Dumnezeu? Numai Duhul lui Dumnezeu. Și el a întrebat în mintea lui, uimit, și a zis, Doamne, ce se întâmplă aici? Știi ce se întâmplă? Ei cântă cântarea lui Moise și cântarea mielului. Asta i-a vorbit Domnul printr-o prorocie și mereu ne-o amintea lucrarea asta. Pericole legate de vorbirea în altă limbă. Nepracticarea. Nepracticarea. Versetul 4. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Dacă vrei să nu te zidești pe tine, am întâlnit cazuri în care au trebuit fântâni destupate. Au trebuit chiar să intre la mărturisire și să spună, uite, asta, asta s-a întâmplat și am considerat că facem un sacrilegiu dacă vorbim în altă limbă, l-am supărat pe Domnul și nu vrem să supărăm pe Domnul. Și au trebuit să se dezlege lucrurile ca oamenii ăștia să se poată zidi personal. Era o misionară plecată în Hawaii și a scris plină de disperare și de descurajare, o scrisoare mentorului ei, care era în Europa, dacă nu greșesc, în Anglia. Frate dragă, zice, eu n-am niciun rost aici, am venit ca misionar, am deja doi ani de când sunt aici, nici măcar un suflet nu s-a pocăit, nu s-a întors prin mine, nu știu ce să mai fac, spune ce să fac, vin în țară. Și a răspuns, te rog frumos, înainte să te duci, ca să vestești Evanghelia, să te rogi, dar să te rogi, să simți că te rogi în altă limbă o jumătate de oră. Și după aceea poți să mergi să vestești Evanghelia. Ei, a zis, hai să încerc. Și a încercat. Știți ce s-a întâmplat? În anul acela, fata asta tânără a fost numărul unu între misionarii în toată zona aceea, prin ea s-au întors la Domnul cei mai mulți oameni. De ce? Stătea în părtășie cu Domnul, venea Duhul Sfânt, o zidea personal, o însenina, o bucura, îi umplea fața de o pace cerească, îi făcea fața ca de înger și când mergea în lume și încerca să vorbească cuiva, veneau oamenii la ea și o întrebau, tu ești diferită? Cine ești? De unde ești? Ce se întâmplă? Vreau și eu să am ce ai tu. Așa i-a dat Dumnezeu biruință. Doamne, ajută-ne să practicăm vorbirea în altă limbă. 2. Adresarea incorrectă. Adresarea incorrectă. Versetul 2 din 1 Corinteni 14 spune că noi nu vorbim oamenilor, ci lui Dumnezeu. Ci lui Dumnezeu. Am întâlnit un caz ciudat. Era un frate care a fost prins cu ceva, erau niște nereguli financiare, era ceva, el susținea că a rezolvat ceva, alții spuneau că nu. Și omul ăsta, ca să vadă ceilalți, cât e el de sfânt, a început să vorbească în alte limbi, încă le bătea la ușă și când deschidea ușa, te speriai. Te speriai, în loc să spună bună ziua sau pacea Domnului, vorbea în altă limbă. Rău, rău, rău de tot. Vorbirea în altă limbă trebuie practicată într-un cadru sfânt, fraților. Noi vorbim lui Dumnezeu, vorbim aici în adunare, vorbim în odăiță. Nu ne ducem să-și bată joc ceilalți din lume de vorbirea în altă limbă și de lucrarea Duhului Sfânt. A fost în zona Clujului un om care vorbea în bătaie de joc în altă limbă și a fost o lucrare, o prorocie prin soția fratelui Simeonuc, prin sora Lidia din Alba Iulia. Ei atunci stăteau la gădălin, Lângă pahida. Și a fost în felul următor descoperirea. Fiind că ți-ai bătut joc de lucrarea Duhului Sfânt, te voi îngădui atâtea vremi. Nu mai știa sora să-mi spună și nu vreau nici eu să greșesc. Au fost șapte, au fost trei vremi, dar au fost luni de zile în care omul acesta a fost prins de niște duhuri rele și fugea pe dealuri și rupea lanțuri și funii. Și după cele vremurile alea, lunile alea, după cele nu știu câte luni, au venit frații, s-au rugat pentru el și Duhul Sfânt, Dumnezeu l-a eliberat, dar și-a primit omul acesta o mare lecție de lucrarea Duhului Sfânt. Noi nu ne batem joc, noi ne adresăm lui Dumnezeu și nu oamenilor. Nu trebuie oamenii să audă că eu sunt Sfânt și că vorbesc în altă limbă. Trei desconsiderarea sursei fraților, 2 Corinteni 4 cu 7, comoara asta nu este de la noi. Eu nu pot să mă duc și să desconsider sursa și să spun, eu fabric frate, stai să-ți vorbesc în altă limbă, să vezi cât îți vorbesc eu. Nu, 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 nici de cum. Era în câmpia Turziu, un frate plin de râvnă, fratele gal bătrânul. Mai este patru, pierderea sau stingerea, asta o știți, 1 Corinteni 14 cu 39, nu stingeți duhul. Fratele Gal Bătrânu, râvna ce avea el, foarte mare râvna avea țin minte și acum, un om slab care postea foarte mult, se ducea să ruga pentru demonizați, când în nervii lui, supărarea lui atâta era în biserică, dacă vedea că biserica nu mișcă, nu mișcă. Dacă era un har, era ceva, o cântare, o predică, se uita la ei, bă, strigați, aleluia, asta era vorba lui, strigați-mă că e aici Domnul. Ei, fratele ăsta, câtă râvnă a avut, totuși i o dat Dumnezeu un gram de înțelepciune. S-a întâlnit cu șeful miliției de atunci și i-a zis către el, bă, gal, m am auzit că tu prorocești, ia, zice, fă o prorocie. Hai, să a gândit fratele, mă, ce să fac, mă, că eu nu pot să fabric, nu pot să desconsider sursa. Sursa e Duhul Sfânt, dacă vrea să-i vorbească, îi vorbește, cum vrea el, dar nu pot să... Auzi, domnule, dumneata ai avut visuri, da? ziceam, am avut. Nu au un vis acum, ani. Păi ce nu pot, numai când dorm. Nu au așa și eu, numai când vine Duhul Sfânt pot să-ți dau o prorocie. Și-au ieșit și s-au dus. Noi nu putem desconsidera sursa fraților. Sursa este Dumnezeu și El dă fiecăruia cum voiește. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și în acest domeniu vast al lucrării Duhului Sfânt, în special a lucrării vorbirii în altă limbă, să ne dea Domnul multă înțelepciune, multă putere și Domnul să binecuvinteze biserica de aici cu daruri spirituale. Amin.